Istoria eroglifică de Dimitrie Cantemir. Seria a șasea, Frățeasca împăcare. Salam aleikum, mărite vrăjitoriu, în fața domniei tale mă înfățișez, gând semeț să îndrăznesc. Ce jalba ai lebădă fără de minte? Și de ce ne superi urechile deprinse cu alămurile cele calde cu melosul tău? Cântec de jale am îndrăznit, fiindcă mă aflu aici din porunca domnului meu, corbul. Au tot nătângul de corb, nu-mi dă pace. Galbenii am primit, vorba am vorbit, mreajă deasă pentru inoroc am ticuit. O, mărite vrăjitoriu, rugăminte plecată facem vouă, mreaja să n-o arunci, vrajă împotriva inorogului să nu ispitești și de este cu putință să vindeci inima inorogului de atâtea cumplite rane și să-l întorni spre prieteșug. Ce bazmă vorbești! Au domnul vostru ecorb cu 1000 de pliscuri și 1000 de gheare și 1000 de fețe? Poruncă strașnică ne-a dat și m-a trimis ca să stingem vrajba, dacă s-o putea în aleasă prietenie s-o înturnăm. Oare râsul, uliul, cameleonul și mai înainte șoimul nu mi-au poruncit plasă și cu greutatea aurului m-au plătit? Da, mărite vrăjitorul, dar vremile și mai ales politiceștile înțelesuri sunt ascunse ochilor noștri și eu, lebădă, neputincioasă, nu mă străduiesc ca pricepe gândul corbului. Da, dar să știți, nu veți primi înapoi plata pentru desferecarea mrejii sau a vrăjii, ci mai trebuie prisos de aur. Nu trebuie, nu trebuie, fendi. Numai inima inorogului să nu fie rănită cu alte lovituri. Fii pe pace și du-te la lucrarea ta. Plecăciune, mărite, plecăciune. O, vremuri, vremuri, cum dintr-o dată ceasurile s-au înturnat, inorogul la mare cătare s-a aflat, corbul de împăcare cu el s-a rugat. O, vremuri, o, ceasuri, cum săgețile timpului s-au înturnat, vrăjitorul a fost bazilit și alt vrăjitor mai mare s-a ridicat. Și lucrările de unde au lăsat s-au luat. O, vremuri, ceasuri, cum săgețile timpului spre cei amărâți s-au înturnat. Frate, frate, filule, greutatea trupului tău nu-ți dă pace și cursele tale sunt groase și văzute de toți. Degeaba mă cerți, o frate, deși nu se cuvine fiind mai mic ca mine. Eu am vorbit cu vrăjitorul cel de ciupercă și am dobândit mreajă nouă pentru corb și struțocămilă. O, filule, frate, puterea corbului nu e puțină, că ea se reazimă pe mult aur și pe gheare bine ascuțite. Noul vrăjitor vizir degeaba întinde mreajă, fiindcă el, corbul, are trecere la mai marele crocodililor și peștilor. Dar vrăjitorul ciupercă face vrăji și taine ce nimeni nu poate desface. Ascultă-mă, frate, că sunt uns cu toate alifiile și m-am strecurat între ogar și dulei și am scăpat printre dinți de crocodil, în timp ce tu ai rumegat în tichnă în grajdul tău. În lucrarea împotriva struțocămilei, încearcă și eu îți voi fi de folos. Însă vrăjmășia cu jupân corbul, las-o pe mine!
Bine, frate. Numai degeaba mă cerți că am rumegat în grajde. De ponoasele tale n-am știut și n-am aflat nimic. Ca frate mai mare ce te afli și din stirpea tatălui nostru Monocheru Leopardalis, trebuiește să urci scaunul paserilor și eu am să-ți fiu de ajutor, măcar că pe mine nu m-ai ajutat la primejdie. O, frate, știi că pielea este mai aproape decât cămașa. Numai că pielea filului ce-i zice și elefant e groasă și nesimțitoare. Stus-o, Camila! A căzut în împletitura vrăjitorului de ciupercă! Și în colții crocodilului va cădea! Iar pe noi filul ne va sfâșia! Unde om putea să fugim, să ne strecurăm, să ne înfundăm? Frate, cameleoane, tu pe toate l-ai viclenit și pe noi la moarte ne-ai osândit! Oh, la voi în împărăție filul o să fie împărat! Oare eu ce-am venit și ce-am căutat la voi? Pe struță, Camila, în beciurile crocodilului l-au băgat! Să fugim, să fugim! În pământ, sub ape, în cerul, în împărăția leului, a peștelui, a munților! Să fugim! Să fugim de sub groasele picioarele filului, să ne ferim! Să ne ferim! Fugiți, care încotro undeva, sub ceva! Creios, glorioasă, filul împărat! Lupul colții din bârloc și-a scos și pre noi ne va sfâșia! Să fugim, să fugim, să ne împrăștiem sub umbrele neștiutului, de sub greutatea și povara filului, să ne ascundem! Să fugim! În peciurile seraiului, ah și vai, ah și vai, acolo să stea și să facă cra, cra, cra. Iar cameleonul, neasemuita spurcăciune, în pământ, în apă, în ceruri nu se poate ascunde, când îl găsim în ea inorogului, în balele veninului și focul salamandriței îl va arunca. Cra, cra, cra. Așa să pață toți cei slabi de minte, veninoși, picăloși, vicleni, care vor asculta de corbul cel negru și hulpam. Cra! 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 Corbul, pe mine mă trimitea să văd ce se poate descurca după încurcatele sale lucrări. Și aștept ceasuri multe pe Camilo Pardalul, care nu mai are încredere în paseri. Oh, Camilo Pardalule, gigani la trup ca și Camila, dar cu pielea cu solz ca peștele. Așa cum ești dihanie și pasăre și pește, treburile mari le învârtești și fără tine, într-o monarhie nimica nu se poate lucra. Țara leului a ajuns prea jos, că la un asemenea pocinoc de dihanie este nevoit a cere ajutoriu, umplând-o cu aur. Remine, uliule, de ce m-ai chemat și din somnul larg și drag m-ai ridicat? Mărite Camilo Pardalule, am adus carte de la măria sa Corbul. Adon coace. Bine, bine, bine. Domnul tău mă roagă să fac pace între el și inorog. Cu lucrările lui neroade mă tulbură din rumegatul altor treburi mai însemnate. Fie, spune că în treaba asta ne prindem dacă va dubla pungile cu aur și argint. Va prisosi, va prisosi. Vom trimite voința noastră la inorog. Tăcere! V-am chemat, voi păsări și mari și mici, de casă și de pradă, și pe domnia ta, inorogule, să o rânduiesc pacea între cele două monarhii. Dacă îmi veți da scrisoare la mână, eu voi ține cumpănă dreaptă între voi. O, Camilo Pardalule! Lucrului meu eu singur îi sunt stăpân și cuvântul meu ține doar de voia mea. Al da sau a nu-l da rămâne în singura mea socoteală. Nu vă tulburați, o, prietenilor! Vreți iar a ispiti cuvintele și după vechiul vostru obicei vânați vremea cu șovăială. De aveți ceva de spus, grăiți cu socoteală în fața adunării. Eu sunt singur și voi mulți?
Noi am venit să cercetăm voile voastre. Ori să mirosim ceea ce voiești. Să adulmecăm urmele adevărului. Că puterea este numai pe jumătate în pliscul meu. Au, nu-mi scrie corbul că ce vom alege în mijlocul nostru aceea va fi? Și că a lăsat toate alcătuirile în voia voastră? Numai că noi nu știm. Nu putem. Nu. Au, judecata ne este dată să rostim cuvinte bolborosite? Oh, cine nu vrea să frământe toată ziua cerul? Noi am îmbătrânit în lucruri ca acestea și am învățat ce o rânduială le-ar trebui. Iar acum, la vârsta la care mă aflu, nu poți asculta cuvinte bolborosite. Camilo Pardalule, drept grăiești, dar fața domnului nostru e schimbătoare și nu îndrăznim fără a-l întreba. Atunci aici de ce v-ați adunat? Porunca lui și a ta să o împlinim, dar să mai dăm răgaz gândirii. Să dăm gândirii! Răgaz! Vreți, ori nu vreți pacea și prieteșugul? Noi vrem pacea, dar... O, prietene Camilo Pardalule, ființa dobitocească sau păsărească în două se împarte, în stăpâni sau în slugi. Cei stăpâni depind de sine și de ceriu. Cei stăpâniți vrerii altora sunt supuși și nu pot să hotărască. Și ca să treacă acest feliu de îngăimeli și șușoteli, să ia sfârșit toată lătrătura și scâncitura, să le dăm puțină îngăduință să întrebe prestăpânul lor. Ai potolit mânia mea, inorogule, fie cum zici, să le dăm soroc de 20 de zile, ca luând răspuns de la corb, să-și poată da adevăratul cuvânt. Noi facem pace cu corbul și fără știrea fratelui nostru. Asta nu se poate, filule, chiar dacă te îndeamnă lăcomia către scaunul domnesc. Dacă ești singur, corbul te va înșela. Așa vom face dacă tu, Camilo Pardalule, gândești așa. Trăiască, Maria sa, fiul! Blestemul, blestemul să-i ajungă în vești pe corp și pe Pardos, ca o mazilit neamul ales al struțo Cămilei de la tronul pulturului. Iertare, mărite inorog, ca o slugă plecată, cernită, iertare cerșesc. O, cameleoane, e sămânța vicleșugului, rădăcina răutății, o drasla spurcăciunii, iasca sicofanților, pilda obrăzniciei. Iertare, stăpâne. Nici iertare, nici o sândire. În focul salamandrei să te neci singur. Să fugim de sub povara groaselor picioare ale firului. Să ne ferim. Că nu-i bine, o frate filule, că nu-i lucru de cinste să întindem răul, să vărsăm sângele, fie el cât de ticălos. Mai bine să domnești în milă și unire. Bivolul a sosit peste noapte și am chemat iarăși adunarea cinstitelor voastre fețe. Domnul Bivol va citi carte de la domnul vostru care vă va da dezlegare. Măria sa pe mine m-a învrednicit și iată cartea scrisă de el și cu pecețile domnești.
cu mila cerescului vultur, corbul mai marele epitrop al monarhiei tuturor păsărilor, uliului și dulăilor, care se află în munți, sănătate. Am înțeles cartea pe care mi-ați scris-o. Altceva mai mult nu avem a vă răspunde. Tăcere! Au nici cartea domnului vostru nu auziți cu cinstire? Căruia de plină putere i-am dat ca el și împreună cu prietenul nostru Camilopardul să facă tot ce știu că este în folosul nostru. Bivolul este la trup negru, la cap alb, la picioare pag, la coamă comus, la istețime ca vulpea și mereu a răgi și a mugi. Îi este obiceiul. Și asta mi este voia scrisă de mine, mai marele monarhii pasărilor, porbul. Duhurile a toată Jigania, o, prietenilor, în două chipuri procedează. Într-un fel iute și netocmit, care naște vrajbă și mânie, iar altul moale și tocmit, care aducând liniștea, ivesc dragostea. Că duhurile muritorilor sunt asemenea vânturilor, care și plăcut știu a sufla și împotrivă ca uraganul. Deci, spre maluri să ne îndreptăm, având bun cărmaci. Numai vasul să fie bun, încolo de sfat bun Camilopardarul. Vasului meu, eu singur îi sunt cărmaci. Mie nu numai că pietecele de la picioare nu mi s-au luat, ci mi s-a pus și cerc de fier la grumaz, de vreme ce am lăsat tot lucrul pe seama bivolului. Nimeni dintre noi, o Camilopardarule, nu este cu deplină putere și corbului epitrop. Și nimeni nu are puterea lui ca ceea ce leagă legat să rămâie și ce dezleagă dezlegat să fie. Ei poftele și voroavele să-și arate, iar noi să judecăm cele de cuviință, dar voia lor se află în mâinile lor, ale corbului și inorogului. De vreme ce tu zici că socoteala lor a fost ca numai între dânsii să se sfătuiască, alt loc de adunare să-și fi căutat. Adevăr este că aceste cuvinte sunt ispite zadarnice, apă în piuă bătute sunt. Dar asta să nu se facă prin mine. S-a supărat? S-a mâniat! Rușinea asta nu s-a aflat. Lucrările începute s-au spulberat. Iertare să-mi fie, dar n-am scornit noi pricina mâniei sale. Ba, dumneata, bivule, ai iscat-o cu vorbele tale în doi peri. Așa, așa, în doi peri. Toată această vrajbă dintre noi nu este proaspătă și de mulți ani este, că vrajba neprieteniei tot fierbe ca piatra la var lucrată până în 40 de ani. Că despre partea mea voi fi pururea cu răbdare. Sfatul meu este să ducem la capăt ce-am început, să-i mulțumim Camilopardalului pentru osteneală și să-i facem prietenească plecăciune. După aceea să ne adunăm în alt loc, undeva, unde să ne înțelegem întâi nevoia și lucrările noastre. Pe Camilopardal să-l pune martur în teritoriu, numai în lucrările mai grele. Înțelept sfat, prietene. A, nu-i de lepădat. Să zic să începem mâine cu stăruință, că fierul bătut rece nu se încovoaie. Vremea nu ne prisosește. Dumneata, bivole, într-o pace ești socotit, au piedici vrei să pui adunării. Nu știu ce vorbe grești, o să ne șviclenii de pomană. Mâine, repede. Ne-am săturat. Nu mai știm să alergăm pe uliți. Să scormonim. Să adulmecăm. Nu, un sfat și adunări prelungi fără noi, mă. Trebuie să ne orândească firea. Mâine, bine, fie după voia voastră. Mâine. Dar nu văz pricina grabei. E la Maria sa, mai marele dobitoacelor, domna toată țara Fulturului, să știi! Ea milostiva noastră domnie, poftește toate jigăniile să se întoarne la brlogul lor. Nimănui nu-i va lipsi niciun fir de păr, drept pentru care vom face sfat mare
să împărțim dregătoriile cele mari după cinstire și fapt. Numai de noi prostime nu se rostește nicio voroavă. Oriunde om fi, albinele la trudă și trântărul la mâncare este chemat. Fiu! 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 Iată ceasul hărăzit și norogul încă n-a venit. Nu i-am aflat nicăieri urma mării de Uliu. Dacă nu vine și domnul Corb ne va pedepsi. Au venit. Au venit altă solie de la Corb să împlinim orice poftire și lucrarea să nu întârziem. Corbul își teme penele, vizirul. Crocodilul cel blând este prieten cu inorogul și filul. Iar struțo că mi lase vait în beciuri întunecoase. Pe mulți a hiclenit și haznaua de aur a golit. Ce treabă ai tu? Nu, n-am niciuna, dar de ce zăbovește inorogul? Mă, unde dai și unde grapă? Nu mai să fie. Bine, bine că nu îndrăznește împotrivire fără de măsură împotriva Corbului odată ce fratele său stăpânește peste monarhie. S-a zis că inorogul jinduiește la scaunul Corbului. Taci, prostule! El nu trăiește numai la moșiile de la soața sa care a murit. Vorbe ca acestea să nu rostiți în adunare, altfel nu sfârșim treaba în veci. Bine ai venit, slăvite-i noroc! La ceas de taină și de meditație am întârziat. Au, sunteți gata să începem lucrarea? Da. Gata. Noi care ne suntem pus în lipsa camilopardalului să o cârmuim pacea, trebuie să știm ce poftește inorogul de la Corb. Eu, prietenilor, nu poftesc ceva greu. Vreau să îndreptăm ce a fost strâmb, să ne învoim cu dreptate. Nici Corbul nu poftește altceva decât prieteșug și dragoste adevărată. De vreme ce prieteșug și dragoste adevărată dorește, despre partea mea, părăsind ura, prietenia o juruiesc. Ca toate acestea să se împlinească, dorim a se lua în seamă necazurile și voile noastre și stările mele să se ia în socoteală. Care pot fi acele circumstanțe? Am poftit să auzim de la tine care ar fi acea dreptate și cum s-ar putea plini. Întâi, Corbul să nu mai încerce să ne ia prin mazilire bârlogul care ne este moșie și țară. A doua, în monarhia dobitoacelor, pasările să nu aibă amestec și nici pliscul Corbului de țară să nu se mai atingă. A treia, toate cuiburile Corbului, zise moșiile Corbului bătrân, ruda noastră care a murit, Corbul de acum să le întoarne puiilor Corbului bătrân. A patra, iar a nouă, să ni se dea partea noastră în pene, în aur și dajdii, că am avut de soață pe fata Corbului cel bătrân și mort. Nu-s puține poftirile tale. Taci, nu strica! Dacă va împlini acestea cu fapta, voi cunoaște, o, prietenilor, că spre adevărata dragoste el s-a înturnat. Iar dacă nu... Toate poftele tale sunt drepte. Nu mandajdii de aur nu vom putea. Aurul e greu și... Tăceți acum! Eu cunosc. Toate cerințele vor fi lezne împlinite și Corbul se va osteni să le primească. Numai te întrebăm, nu vrea domnia ta ca dajdiile în aur să le numească daruri? Ca fața măriei sale, Corbul să fie nepătată. Daruri le vom zice, numai cum și cât vor fi? 10 pungi de aur prean pentru chiverniseală, ca domnia ta să te odihnești și să lucrezi la scriere înțeleaptă, să nu-i faci pricini la crocodil și vrăjitori. Într-o răsplata moșiilor este puțin. Dar moșiile hrană nu-ți vor da.
Să nu se facă scrisoare cu pecețe asupra cuiburilor aflate în țara leului, ca domnul să nu fie înjosit. Vorbele le ascundeți în puf vopsit. Primește, stăpâne, că altfel vom sta aici să vorâți an și an. Toate vor fi spuse cu jurământ, vor fi iscălite de mine și de Bivol. Camilopardalul le va întări cu peceți și le va supraiscăli. Fie! Mai cu seamă că monarhia Vulturului va fi nelegată și slobodă, așa cum ai zis să se împlinească și lucrarea să se sfârșească. Vom săruta mâna domniei tale, te vom îmbrățișa cu dragoste și îți vom ura pace și sănătate cu inima deschisă. Trăiască-i norocul, prietenul corbului! Trăiască corbul prietenului norocului! Mulțumim dumneavoastră și sănătate să trimiteți la măritul prieten Corbul. Și vrajba de 17 ani între Corb și Norog luă sfârșit. Și monarhia leului și vulturului mai tare se întări. Chiar dacă muștele sărace se burzuluiră, pe vidro izgoniră, struțocămila coarnele-și pierdură, corbul numai în monarhia sa mai stătură. Și după cum toate sfârșitul său are, treptatea decât toate se află mai tare. Treptatea decât toate se află mai tare. Ați ascultat Frățeasca Împăcare, ultima parte a serialului radiofonic Istorie Eroglifică de Dimitrie Cantemir, dramatizare de Valeriu Sârbu, muzica Corneliu Cezar. Distribuția a fost următoarea: Inorogul Ion Marinescu, Corbul Mircea Albulescu, Vrăjitorul George Calboreanu, artist al poporului, Struțocămila Marcel Anghelescu, artist al poporului, Șoimul Matei Gheorghiu, Lebăda Mihai Fotino, Camilopardalul Fori Eterle, artist emerit, Boierul Toma Caragiu, Ogarul Constantin Stănescu, Coteiul Dan Damian, Uliul Sorin Gheorghiu, Filul Nicolae Grigore Bălănescu, Pardosul Emil Liptac, Veverița Brândușa Zaița Silvestru, Râsul Constantin Dinulescu, Bivolul George Oprina, Albina Mircea Medianu. Regia de studio Constantin Botez. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică Cristian Munteanu.